din postura de ministru al transportului, infrastructurii și comunicațiilor, în ceea ce privește abordarea guvernului Ludovic Orban în proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport din România. Așa cum bine știți, guvernul Ludovic Orban și-a propus o schimbare de paradigmă, o trecere de la un model economic bazat pe consum la un model economic bazat pe stimularea investițiilor. Spun și aici, pentru că eu cred în acest lucru, infrastructura de transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia României. Pentru a construi o infrastructură de transport modernă, pentru a închide toate coridoarele principale de transport, de altfel o obligație a României până în anul 2030, România trebuie să realizeze de urgență câțiva pași importanți pentru a implementa marile proiecte de dezvoltare infrastructurii de transport. Mă refer, în primul rând, la garantarea asigurării finanțării infrastructurii de transport, atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat. Mă refer, de asemenea, la măsuri de creștere a capacității administrative a statului pentru fiecare etapă de implementare a proiectelor de infrastructură, de la pregătirea proiectelor, la licitație și la, bineînțeles, la faza de implementare. Și nu în ultimul rând, mă refer la asigurarea unui cadru strategic stabil pentru următorii 10 ani. Acest lucru l-a făcut deja guvernul Ludovic Orban prin lansarea Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Componentă principală a acestui plan, spun eu, este Planul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 2020-2030. În cele peste 9 luni de mandat, guvernul Orban a acționat în vederea dezvoltării infrastructurii de transport pe trei direcții principale. În primul rând, ne-am propus să menținem toate șantierele deschise. Și acest lucru, într-o perioadă dificilă de pandemie în România și la nivel mondial, l-am reușit. L-am reușit cu sacrificii mari din partea tuturor celor implicați, a beneficiarilor și a antreprenorilor deopotrivă. Ne-am propus de asemenea să deschidem noi șantiere prin emiterea de ordine de începere, așa cum a lucrărilor, așa cum vom face astăzi, prin semnarea de contracte de proiectare și execuție și prin semnarea de contracte de realizare a documentațiilor. Revenind la deschiderea de noi șantiere, în cele peste 9 luni de mandat am reușit să dăm ordinul de începere la peste 100 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare în România. Din cei aproximativ 250 de kilometri pe cât se lucrează astăzi în România. Până la sfârșitul anului, sunt convins că vom reuși să dăm ordinele de începere pentru încă 60 de kilometri de autostrăzi și drum expres în România, și aici mă refer în special la A0 Sud, la autostrada de sud a Bucureștiului cu cei 52 de kilometri și la tronsonul 2 din sectorul 1 al drumului expres Craiova-Pitești. De asemenea, în momentul în care am semnat contractele de proiectare și execuție, drumul realizării acestor obiective este practic irreversibil. Și în acest an am reușit să semnăm proiecte pentru contracte de proiectare și execuție pentru 300 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, și până la sfârșitul anului credem că vom reuși să semnăm contracte de proiectare și execuție pentru încă 250 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare. Știți foarte bine că am semnat contractele pentru Sibiu-Pitești, pentru tronsoane din tronsonul 5, pentru tronsoane din autostrada Transilvania, pentru variante ocolitoare ale municipii reședință de județ. Sunt convins că până la sfârșitul anului vom semna contracte de proiectare și execuție și pentru cealaltă tronsoane din autostrada Transilvania, pentru Sibiu-Pitești, lotul 4, Ticveni-Curtea de Argeș, pentru drumul expres Craiova-Pitești cu tronsonul 3 și 4, drumul expres Brăila-Galați și alte obiective. Am dat doar câteva exemple din cei 250 de kilometri
pe care ne propunem să-i semnăm până la sfârșitul anului. Acum, în ceea ce privește proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere din regiunea București-Ilfov. În cele peste 9 luni de mandat, aceste proiecte au înregistrat evoluții importante și o să vă prezentăm astăzi aici cum am preluat aceste proiecte, în ce stadiu și în ce stadiu le-am adus acum la aproape 10 luni de mandat. Am găsit majoritatea proiectelor încremenite, blocate sau în faze incipiente. Împreună cu managementul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, am schimbat abordarea, iar rezultatele se văd. Prin implicare, printr-o monitorizare atentă a parcursului proiectelor, printr-o relație corectă și strânsă cu antreprenorii, prin livrarea de soluții rapide la problemele identificate, am reușit să dăm o coerență acestui proiect amplu, prea mult tergiversat. Se lucrează într-un ritm accelerat. Știți, nu știu dacă știți, organizăm săptămânal, subliniez, săptămânal ședințe de progres și monitorizăm direct în teren evoluțiile acestor proiecte. Autostrada A0 reprezintă un proiect de anvergură, cei 102 km de autostradă de centură în jurul Bucureștiului, parte din coridorul 4 pan-european, cu cele 4 pasaje rutiere de la Berceni, Domnești, Mogoșoaia și Oltenița, sunt un angajament ferm al guvernului Ludovic Orban, pentru care alocăm resurse, expertiză și energie să fie implementate într-un ritm accelerat. În implementarea acestor proiecte, am urmărit să reducem cât posibil termenele. Astfel am diminuat la maxim durata de promovare a hotărârilor de guvern pentru expropieri. Săptămâna trecută am adoptat în guvern ultima hotărâre de guvern în ceea ce privește acest tronson privind exproprierile. De asemenea, în cadrul procedurilor de licitație pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție, am redus la minim aceste termene și vă dau exemplu cu lotul 4, pentru care o să vă prezint astăzi în exclusivitate o informație, o altă veste bună pentru bucureșteni. În 2 luni, de la depunerea ofertelor, am reușit să semnăm contractul de proiectare și execuție, ceea ce este într-adevăr un lucru extraordinar. Am reușit să reluăm lucrările la pasajul de la Domnești. Apropo de pasajul de la Domnești, contractul a fost semnat în 2015, iar de-abia în acest an am reușit să repornim și să reluăm lucrările la pasajul Domnești. Am reușit să emitem autorizația de construire pentru pasajul Oltenița. La sfârșitul lunii iulie, amplasamentul fiind predat, iar construcția a început în primele zile din luna august. De asemenea, am emis autorizația de construire pentru pasajul de la Berceni în luna iunie, iar la sfârșitul lunii iunie s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Autorizația de construire pentru pasajul de la Mogoșoaia în luna martie acestui an, iar la sfârșitul lunii iulie avem deja un stadiu fizic al lucrărilor de peste 15%. De asemenea, au fost desemnați câștigătorii pentru loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 de nord a Bucureștiului. Pentru lotul 4, o să vă dau astăzi informația despre care vorbeam adineauri, din păcate pentru lotul 3 sunt depuse contestații și așteptăm rezultatul acestor contestații la CNSC. Pe scurt, autostrada de sud, centura sud a municipiului București, cu cele 3 loturi, 52 de kilometri, telegrafic se prezintă în felul următor. Sigur, colegii mei vă prezenta și pe hărțile pe care le aveți în fața dumneavoastră, în detaliu, fiecare lot. Lotul 1, 16,9 kilometri, suntem în termenii contractuali pentru realizarea proiectului tehnic. Până la sfârșitul lunii septembrie vom primi proiectul tehnic. Estimăm că vom da ordinul de începere pentru cei 16,9 km pe data de 5 octombrie, în prima parte a lunii octombrie, în orice caz. Lotul 2, cu cei 16,3 km unde suntem astăzi, proiectul tehnic este finalizat pentru întreg tronsonul. Avem hotărârea de guvern privind exproprierile, emisă pe 14 august, săptămâna trecută, iar astăzi încep efectiv lucrările la primul tronson,
prin înmânarea ordinului de începere pentru tronson 1 din lotul 2 al autostrăzii de sud a Bucureștiului. Lotul 3, cu cei 17,9 km, aici, cum spuneam, din păcate, termenul de depunere a proiectului tehnic a expirat, motiv pentru care antreprenorul a fost deja penalizat. Sper să-și revină și să reintre în ritmul normal pe care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl impune. În ceea ce privește centura de nord, cu cele patru loturi, lotul 1 cu cei 17,5 km, aici a fost comunicat rezultatul procedurii, a fost contestat, patru contestații la CNSC, toate patru contestațiile au fost respinse și mi-aș dori, și aici transmit și un mesaj către contestatarii de serviciu, odată ce au fost respinse contestațiile, nu mi-aș dori ca acest lot, lotul 1, să fie blocat de contestații în instanță, mi-aș dori să semnăm contractul cât mai repede pentru proiectarea și execuția lotului 1. Pe lotul 2, cu cei 19 km, suntem în acest moment în etapa finală de evaluare a ofertelor, iar pe lotul 3, cu toate că am desemnat câștigătorul licitației, din păcate au fost înregistrate 7 contestații. În acest moment, cele 7 contestații sunt în procedură la CNSC. Iar la lotul 4, și aici vă spuneam că o să vă dăm o veste bună astăzi am semnat contractul de proiectare și execuție cu ofertantul declarat câștigător, o companie românească, pentru cei 4,5 km din autostrada de nord a Bucureștiului. Este un tronson care va fi, conform contractului, va fi realizat în 30 de luni, 12 luni proiectare, 18 luni execuție, sfârșitul anului 2022, așa cum îl cunoaștem noi, ce ritm impune antreprenorul care a câștigat această licitație, care a semnat contractul, sunt convins că ne va găsi cu acest obiectiv finalizat. În ceea ce privește modernizarea centurii rutiere a municipiului București, aici mă refer la cei 11 km între DN2 și A2, au început lucrările la pasajul Cernica, știți foarte bine acest lucru, au 15 luni termen de finalizare, mai exact august 2021. Din păcate și aici am găsit o documentație de atribuire prost pregătită, fără rezerve de implementare suficiente și cu utilități, din păcate, neidentificate integral. În încheiere, aș vrea să spun foarte clar, avem obligația să închidem toate aceste obiective de investiții din regiunea București-Ilfov, care din lipsa implicării guvernelor anterioare au menținut capitala României în coada listei capitalelor europene fără. Vreau să ștergem această rușine de pe fața României și de aceea nu vom tolera nicio încercare de boicotare a acestor proiecte. Noi asigurăm resursele financiare pentru ca implementarea acestor proiecte să fie una accelerată și ne așteptăm ca și antreprenorii să-și îndeplinească angajamentele contractuale conform termenelor asumate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mr. Bode. I would like to invite our Prime Minister, Mr. Orban, for their speeches. Salomona, bună ziua! Voi fi foarte scurt. Am ținut să fiu prezent la acest eveniment extrem de important. Practic, astăzi încep lucrările de construcție pe primul tronson de autostradă de centura a Bucureștiului, din cele 7 tronsoane de centură care urmează a fi construite. Bucureștiul are nevoie de autostradă de centură nu de astăzi, nu de ieri, de cel puțin 15 ani de zile. Indicii de trafic arată că traficul pe centura Bucureștiului este un trafic extrem de aglomerat, de peste 20.000 de
mijloace de transport zilnic. Necesitatea unei autostrăzi deja se impune de la un trafic de peste 16.000 de mijloace de transport zilnic. Această autostradă de centură este vitală pentru București. La ora actuală, tranzitarea Bucureștiului se face fie pe actuala centură a Bucureștiului, fie prin București. Traficul de tranzit în București este de până la 20%. Foarte multe mijloace de transport preferă să intre în București, nu având autostradă de centură și știind foarte bine că pe actuala centură, dacă o iau pe actuala centură, petrec un timp extrem de îndelungat până reușesc să ajungă la destinație. Studiul de fezabilitate pentru realizarea acestei autostrăzi a început de mult timp. În mandatul meu de ministru al transporturilor, noi am adoptat indicatorii tehnico-economici. Gândiți-vă că era 2008. Din 2008 au fost adoptați indicatorii economici pentru autostrada de centură. Sigur că de atunci a mai fost revizuit SF-ul, că așa e la noi. Băgăm banii în SF-uri și după uităm să alocăm resursele financiare pentru construcția efectivă a tronsoanelor de autostradă. Este bine că lucrările încep. Pe toate tronsoanele autostrăzii de centură suntem în progres pe la preluarea guvernării. Dacă ne mai lasă unii cu contestațiile care pur și simplu nu fac altceva decât să boicoteze gratuit ritmul de construcție a infrastructurii de transport, vom semna până la sfârșitul anului toate contractele de proiectare și execuție pe cele patru tronsoane de nord. De asemenea, am încredere că vor începe lucrările de construcție până la sfârșitul anului pe toate cele trei tronsoane din zona de sud. Atât pe tronsonul 1, pe tronsonul 2 încep astăzi, cât și pe tronsonul 3, unde așteptăm compania care a câștigat să finalizeze proiectul tehnic și să îndeplinim toate condițiile pentru a putea da ordinul de începere a lucrărilor de construcție. Aș mai spune câteva lucruri despre actuala centură a Bucureștiului. Tot în 2008, la finalul mandatului, pe actuala centură a Bucureștiului erau semnate contracte de lărgire la patru benzi și de construcție a pasajelor pe toate tronsoanele care nu erau lărgite la patru benzi. Lărgirea la patru benzi s-a făcut între DN7 și DN2. Și nici până astăzi nu s-a finalizat legătura măcar la patru benzi pe nord între autostrada 1 și autostrada A2. Printre obiective, vrem să finalizăm lărgirea la patru benzi pe zona de nord. De asemenea, sunt prevăzute patru pasaje de-a lungul tronsonului de sud a centurii actuale. După păcate, nu s-a mers pe soluția lărgirii la patru benzi, așa cum fusese adoptată soluția în 2008, nu din cauza actualului guvern, ci din cauza opțiunii guvernelor anterioare. Sigur că este foarte important acum să alocăm toate resursele financiare pentru a putea realiza autostrada de centură a Bucureștiului. Închei prin a spune că Bucureștiul se află pe traseul coridorului 4 pan-european, care atrage un trafic extrem de dens și care are nevoie ca de aer de această autostradă de centură pentru a putea asigura fluiditatea deplasării prin ocolirea Bucureștiului și de asemenea are rolul de a degreva traficul din capitală de traficul de tranzit. Vă mulțumesc!